Oamenii de știință din Statele Unite și Elveția au anunțat revelația unui studiu recent care dovedește că toate ființele umane provin de la o mamă și un tată comun, care au apărut pe scenă acum 2000 de ani, după ce un eveniment cataclismic era pe cale să șteargă rasa umană de pe fața Pământului. Într-un interviu acordat emisiunii Fox and Friends, Robert Jeffers, pastorul bisericii First Baptist din Dallas, a spus că oamenii de știință nu acceptă în totalitate povestea creației din Geneza. Știm din Biblie că avem un tată și o mamă în comun, pe Adam și Eva, care nu sunt rezultatul mutațiilor unor mormoloci, ci a unei creații divine. Orice formă de viață nu se datorează Big Bang-ului, ci unui Dumnezeu măreț. Este nevoie de mai multă credință pentru a crede în teoria evoluționistă privind originea vieții decât în povestea Bibliei.